Se continuă lucrările în drobeta Turnul Severin, încă o parcare va fi reabilitată la inițiativa primarului Marius Creciu. Este vorba despre o lucrare în zona școlii numărul 11. La cerințele locuitorilor din această zonă, aceștia vor beneficia în curând de locuri de parcare marcate, dar și de alei de acces și trotuare. Lucrările se desfășoară într-un ritm alert, întrucât vremea nu va mai permite în curând astfel de lucrări. O parcare pe care o facem din ce am economisit din celelalte... Da, din total contract. Da? Suntem în regulă? Din cum stăm? O terminăm până vine vremea rea, domnul? Da. Noi suntem astăzi terminăm cu bordurile, balastăm și de săptămâna viitoare încercăm să punem primul strat, ca să ne prindă timpul, dacă cumva se strică cu primul strat de bine. Da, ce suprafață avem aici? Aproape 3.000 de metri. 3.000 de metri, da? Deci toate operațiunile... Absolut, decapat, balastat, piatră spartă, binder și uzură. Adevărul că ne-a ajutat vremea în perioada asta. Se lucrează într-un ritm alert în drobeta Turnul Severin până când vremea le va permite muncitorilor să execute lucrări. Încă o parcare de 3.000 de metri va fi reabilitată în orașul nostru. Este vorba despre o lucrare în zona școlii gimnaziale numărul 11. Nivelul de trai al severinenilor a crescut considerabil în ultimii ani datorită implicării primarului Marius Creciu. Ultima parcare, să spun așa, ca și lucrare, pentru că în acest moment lucrăm în continuare în oraș. Sunt lucrări începute în vară și continuăm cu ele pentru că sunt complexe. Aici vorbim de o parcare de aproximativ 3.000 de metri. O aveam planificată ca și proiectare, dar nu aveam planificată să o facem anul acesta din lipsă de fonduri. Dar am reușit la celelalte parcări, am avut un set de 9 parcări, să facem anumite economii, pentru că acolo unde lucrăm, noi lucrăm și pe baza cererii cetățenilor, discutăm cu oamenii din zonă, chiar dacă noi avem un proiect, oamenii vin și ne spun aici noi am vrea să facem în felul acesta și pentru că cererile cetățenilor sunt importante pentru noi, că ei locuiesc acolo, nu eu, nu dumneavoastră, mergem în întâmpinarea problemelor și au intervenit anumite economii. Din economiile pe care le-am făcut, am continuat această parcare. 3.000 de metri de locuri de parcare, cu accesele la bloc, alei de trotuare, aleile de acces în bloc, totul normal într-o astfel de lucrare. Suntem la momentul în care săptămâna aceasta terminăm pregătirea ei, iar de săptămâna viitoare sperăm ca vremea să ne ajute să putem să facem, să dăm drumul la stratul 1 și stratul 2 de asfalt. După ce asfaltăm, venim, o marcăm și le o dăm cetățenilor în primire, să zic așa. Oamenii își doresc să marcăm, să aibă fiecare locul lui de parcare. Deși conducerea municipalității se confruntă cu o lipsă a fondurilor la inițiativa primarului Marius Creciu, cunoscut ca fiind un om implicat și gospodar, s-au făcut economii de la lucrările de reabilitare a celorlalte parcări. Astfel, locuitorii din zonă vor beneficia mai curând decât se așteptau de o nouă parcare la ei în zonă. Aceștia sunt mulțumiți că vor beneficia și în această zonă de o parcare reabilitată și modernizată, de alei de acces, trotuare, dar mai ales de locuri de parcare. Este un lucru extraordinar de bun. Eu stau aici vis-a-vis și e nemaipomenit. Cum era înainte? Cum arăta? Urât. Era nevoie, nu? Sigur că da. Și aici și chiar și pe la alte blocuri este necesar. Sunteți mulțumită de implicarea domnului primar? Da, categoric, da. Era necesar? Era. Cum era înainte această zonă? Nu știu. Nu era prea aranjată. Oamenii de ei sunt bucuroși de ceea ce s-a realizat în zona lor, de faptul că vor scăpa de praf, de gropi și vor avea în sfârșit condiții bune de trafic, iar condițiile de trai ale locuitorilor se vor îmbunătăți considerabil. Este cert faptul că Severinul se modernizează până la fiecare scară de bloc.